Dar acum poate fi deschiderea scorului, ocazie importantă pentru oaspeți. Șutul n-a fost foarte rău al lui Gianni Crețu. Minutul 17. Atenție la această fază, șansă de gol pentru Ciarlăul, gol marcat de oaspeți. Reușita lui Davorție. Probleme mari în apărare pentru cei de la Chindia, depășiți în zonă centrală. Apoi execuția foarte bună. Eroarea i-a aparținut lui Sabău. Vine o centrare destul de bună. Balonul așezat pentru acest șut, care însă lasă de dorit. A fost execuția lui Daniel Danu. Balonul în jumătatea oaspeților, minge pentru același Daniel Florea. Florea încearcă să intre în centru pentru a putea să tragă la poartă. Balonul scos în spate la Roberto Romeo. Șut pe lângă poartă a lui Daniel Danu. Chindia își arată colții. Aproape de gol acum echipa gazdă, se cere penalti. Pesic implicat în fază. Ocazie importantă pentru oaspeți, se joacă într-un ritm bun. Șut care lasă mult de dorit al lui Marian Șerban. Ivan Pesic, o reluare cu capul peste a lui Sabău, care a încercat să-și ia revanșa după eroarea de la gol. Ocazie importantă pentru Florea, aproape să marcheze, bun reflexul lui Brănescu. Vedem faza cu anuncarea de la marginea lui Mădălin Martac. Aproape să marcheze Florea cu capul. Reușesc cei de la Chindia să lege mai bine jocul, e fault aici, Florea aproape de gol. Ratare mare, balonul intră în poartă, uluitor. Ce ocazie a ratat Dogănoiu. Formidabil, Chindia aproape să egaleze. A părut fault la Florea, jocul lăsat să continue. Balonul în fața porții și nu au reușit să marcheze cei de la Chindia. Atare mare a lui Dogănoiu, blocat însă bine acolo și Victorski. Ivan Pesic. Pesic, centrare periculoasă și o lovitură de cap care se duce pe lângă poartă a lui Grubaț, bine intrat pe teren.